să luptă așa câteodată, să lupte din astea în familie, unii între alții. Copiii câteodată se mai luptă, să răstoarne autoritatea părinților. M-am săturat, ascult de tata, de mama, vreau să fiu liber, să fiu la câmpa vieții mele, să mă coordonez singur și lupte împotriva părinților. Prin rebeliune, prin încăpățânare, mai trântind de o ușă, mai strigându-le cerințele pe care le-au părinții, nu-i lupta cea bună, suntem pe teren greșit când ne implicăm în asemenea lupte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Cine este adversarul? Apostolul Pavel tot el ne explică și vă aduc aminte acest cuvânt, măcar că îl cunoașteți foarte bine, în Epistola către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Adică nu avem de luptat cu oamenii, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva lucrurilor răutății care sunt în locurile cerești. Noi avem un dușman din lumea aceasta invizibilă, nu din lumea vizibilă. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Identificarea dușmanului este primul pas în a lupta corect și este primul pas înspre biruință, dragii mei. De multe ori ajungem așa să fim foarte derutați și poate să ne uităm unii la alții cu anumită antipatie. Te deranjează cineva, te enervează cineva și imediat intri poate într-un conflict, într-o situație tensionată cu persoana respectivă. Noi ar trebui să vedem puțin mai profund. Să vedem că dacă un om se întâmplă să ne facă rău, în spatele acelui om este o influență malefică, dăunătoare. Adică eu n-am de luptat cu omul propriu zis, ci cu influența care este în spatele lui. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus le explica ucenicilor, le vorbea despre cruce, despre Golgota, despre faptul că Fiul Omului urma să fie dat în mâinile oamenilor și să fie răstignit. Și Petru îl trage deoparte și avem în pace, Doamne. Ne-ai învățat Tu, ne-ai explicat, dar de data asta ești vrednic de mustat. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. De cum adică să fii tu răstignit? Ce mai facem noi fără tine? Și se credea Petru că e îndreptățit în atitudinea și în mustrarea lui. Și Domnul se uită la Petru și dincolo de ucenicul Petru, la care ținea că era ucenicul lui, vede influența la nivel de gândire a lui Petru și spune, înapoi a mea, Satan. Adică Domnul nu se luptă cu Petru, ci Domnul Iisus se luptă cu Satana, care în momentul respectiv influența gândirea lui Petru. Dragii mei, și noi când avem de-a face cu dificultăți, cu oameni și cu probleme, trebuie să avem această profunzime a gândirii, să ne dăm seama că omul este doar victima, omul este doar instrumentul care pe moment poate să fie manipulat de forțele acestea ale Întunericului. Dar noi avem de luptat împotriva unor astfel de căpetenii. Dușmanul este diavolul. Bineînțeles că diavolul împotriva noastră folosește tot felul de tactici, tot felul de pofte, tot felul de păcate. Acesta este motivul pentru care Evrei, capitolul 12, cu versetul 14 și cu versetul 4, în 14 ni se vorbește despre zile, în 4 ni se vorbește despre luptă, spune: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Este o luptă împotriva păcatului. Este o luptă împotriva costelor. Goliatul nostru are dimensiuni diferite și are particularități diferite. Pentru unul, Goliatul este minciuna. Se luptă mereu cu multe minciuna. Pentru altul, Goliatul s-ar putea să fie tendința de a fura. Puțin, puțin, dar totuși este o tendință de a fura. Pentru altul, Goliatul s-ar putea să fie pofta ochilor. Zice, nu pot să îmi stăpânesc privirile. Mă surprind pe mine însumi că privirile mele o iau rasa. N-am control în privința aceasta. Pentru altcineva, Goliatul posibil să fie invidia. Deci, frate, mereu văd în mine și recunosc starea aceasta greșită, că invidiez pe cei care sunt mai bine cuvântați decât mine, pe cei care au mașini mai frumoase, case mai frumoase,
care au darul de la Dumnezeu și omul, pe cei de care Dumnezeu se folosește mai bine decât noi, te invidiezi. Acesta este uriașul meu. Pentru alți uriașul s-ar putea să fie mânia. Diferă de la casă la casă, nu-i la toți la fel. De aceea, identifică goliații din viața ta, personală, pentru că diferă. Odată unde am făcut așa un studiu pe textul acesta, la sfârșit, un bărbat a spus, frate, eu nu știu dacă am niște uriași în viața mea, dar am constatat că fiecare zi vorbim cu mai mulți pitici, zicea el. Unul dintre ăștia sunt mici, așa, în majoră din toate părțile, și prin pitici el înțelegea niște păcate pe care el le considera mai mici, cu bârfă și răutate, și conflicte, și certuri. Și am zis, bagă de seamă cumva piticii, de fapt, să fie tot uriași. Dar noi câteodată îi vedem că sunt pitici, nu e nicio problemă, nu sunt niște păcate așa de mari, nu, astea nu sunt probleme foarte mari. Cu ajutorul Domnului mă duc mai departe. Însă, vreau să vă spun că și păcatele socotite mici, nu că ar fi mici în realitate, socotite de noi mici, de fapt, sunt la fel de periculoase prin efectul lor. Acum, dacă un om nu ucide pe nimeni, dar urăște, Biblia zice că e tot un ucigaș. Acum, dacă un om nu prea privește, dar poftește în inima lui, în imaginația lui, Scriptura zice că e tot la articolul acela, calcă legea lui Dumnezeu pe care la autoritate. Prea privește, dar în inima lui. Deci dacă cineva ia o travă, să spunem, ia o travă cu polonicul și altul ia o travă cu lingurița, este doar o diferență cantitativă, dar efectul mortal este și într-un caz și într-unul. Noi condamnăm așa, acum pe bună dreptate, pe oamenii în lumea acestea care beau o travă a păcatului cu polonicul. Abuzează, fac din toate. Dar unii creștini iau cu lingurița. Ei nu așa mult abuzit, dar cât un pic de ură, cât un pic de răutate, cât un pic de duh de invidie, cât un pic de imoralitate. Și o travă aceasta, chiar dacă este în doze mai mici, are un efect la fel de nociv, de distrugător, pe termen lung, astfel de oameni se pot descalifica de la părăția lui Dumnezeu. Identifică dușmanul cu care ai de luptat. Nu-ți consuma energia în direcții în care nu te-a chemat Dumnezeu. Se spune în istoria trezirilor spirituale că atunci când Moody, acest evanghelist, omul de care se folosea Dumnezeu, vestea Evanghelia cu putere prin America, cineva l-a întrebat la sfârșitul programului, domnule Moody, am văzut că Dumnezeu vă folosește într-o măsură atât de mare și mă gândesc că aveți mulți prieteni, dar aveți și dușmani. Îi știți pe dușmanii pe care aveți? Fără nicio ezitare, el a spus, știu că cel mai mare dușman pe care l-am și cu care am de luptat în fiecare zi, sunt eu. Este eu-l meu. Aici este Goliatul pe care trebuie să-l trântesc la pământ, pe care trebuie să-l înving în numele Domnului, să mă lepăd de eu-l acesta care are multe mofturi, multe pretenții, identifică-ți dușmanul și focalizează-ți atenția înspre dușmanul acesta. Cine este acest repetat împrejur? Cine este acest filistean? Și l-a văzut și a spus, îmi cunosc dușmanul, știu cu cine am de luptat și voi lupta în numele Domnului. Doamne, dă-ne putere să avem discernământ, să avem ochii deschiși și să fim pe terenul de luptă corespunzător. Al doilea pas, înspre biruință pe care l-a făcut David și pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi, a costat însăși decizia de a lupta. Că poți să-ți cunoști dușmanul, dar să nu te implici în luptă, să te resemnezi. Până la urmă și poporul de acolo l-au văzut pe Goliat și au identificat dușmanul în mod clar. Dar n-aveau curajul să se lupte. În momentul când îl vedeau pe Goliat, fugeau. Evitau confruntare directă. Până să vină David, n-a fost nici măcar un viteaz acolo, nici locul poporului Israel, nici împăratul Saul. N-a avut curajul să iasă față în față, să aibă așa o luptă și o confruntare directă cu Goliat. Deci nu e suficient că ne-am identificat dușmanul. Teologic, noi ne-am identificat dușmanul, știm de acum cu cine avem de luptat, cu păcatul, cu duhurile rele, cu diavolul, cu poftele, cu spiritul lumii. Teoretic, deci cunoaștem foarte bine aspectele acestea. Problema se pune dacă facem și pasul 2. Decizia de a lupta. Că tare mulți se resemnează și sunt frate, știu că am problema aceasta, n-am puterea să mă ridic. Am mai încercat, nu am reușit, sau alții amână, dar undeva la viitor.
vezi că mă ridic și să vezi atunci ce pocăință demonstrezi. Reală-te la asta ce înseamnă pocăința, dar nu acum, mai târziu. Și mulți amândă decizia de a se lupta, de a ieși din zona aceasta a păcatului, a poftelor, a legăturilor greșite, o amând undeva într-un viitor nesigur. Ori, dragii mei, știți că amânarea e foarte periculoasă și pentru prietenii care amână pocăința, dar amânarea e foarte periculoasă și pentru noi, care am venit la pocăință, dar în viața noastră s-a mai strecurat greșeli, aparte, probleme, știm că sunt rele, că noi suntem luminați de lucrul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, dar iată și la noi există pericolul să amânăm de a rezolva aceste probleme. Ar fi suficient să ne gândim doar la un pasaj din Noul Testament, unde Domnul Iisus Hristos ne cheamă la urgență în a rezolva astfel de probleme. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, spune, dacă ai ajuns la alta. Și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva cu potriva ta. Ce lasă că rezolvă altă dată problema. Tu aduci darul, cântă, predică, dă mâna așa cu frații, chiar dacă tu ai niște probleme și nu prea vezi bine, ai tot timpul în fața ta să rezolvi problema. Nu zici așa. Dacă ți-ai adus aminte că tu ai o problemă nerezolvată, lasă darul pe un loc secundar, pentru că prioritatea ta este alta. Și du-te de grabă, de împacă-te cu mânușul tău, câtă vreme ești pe drum. Aceasta este urgența. Grăbește-te să-ți rezolvi problema și apoi da. Apoi întoarce-te și atunci și darul și jertfa, care de acum are și calitate, are și ungere, are și binecuvântare și o asemenea jertfă, cu siguranță de acum va fi primită din partea lui Dumnezeu. Decizia de a lupta nu este pentru mâine, pentru voi mâine, pentru cândva, este pentru acum. Și da, vei putea să amâne decizia, dar n-a amânat-o. A început să stea de vorbă cu oamenii și a spus, eu vreau să mă lupt cu filisteanul acesta. Nimeni să nu-și piardă nădejdea. Ce se va face acelui care îl va învinge pe acest filistean? Punea David întrebarea. Și aici vreau să facem o observație. Decizia asta de a lupta, întotdeauna să știți că se naște atunci când te gândești la miză. Când te gândești la finalitate, la răsplătire, ce se va face acela care are curajul să se arunce în luptă și să lupte în numele Domnului? Există o miză, există o recompensă. Și oamenii au venit imediat și i-au spus, da, David, uite care este recompensa. Împăratul Saul a promis că dacă îl va omorî cineva pe Goliat, împăratul îl va umple de bogății. Îi va da de nevastă pe fiica sa și va sufi de dări.